Untold. Prima zi pentru noi la Untold, a fost fantastic. Tiesto, Deliric, Taigo. Da, a mai fost ce mi-a plăcut foarte mult, Other Side, pe o scenă super mică. N-ai cum să nu găsi ceva să-ți placă. Okay. Este pentru prima oară la Untold, nu? Da, eu la da. La mine este a treia oară și este din ce în ce mai mișto, este din ce în ce mai complex, din ce în ce mai bine organizat. Mâine. Și de fapt, mâine este ziua cea mare. Sau astăzi, dar un pic mai târziu, adică deși din, da. Deși din ce am auzit, prima zi a fost foarte aglomerată. Dacă vreți niște cifre, au fost 85.000 de oameni, ceea ce e foarte mult pentru prima zi. Okay. A fost o mare aglomerație, deși a plouat, dar a fost super mișto. Deci mâine se așteaptă și mai mulți oameni, adică sâmbătă. Urmează imagini cu The Prodigy. Ok. Keep super going. Așa. Tot din backstage? Și mulți alții în cazul da, în care nu ajunge să-i filmăm. Da, să da astea mi-am pus eu în minte. O să fie... E foarte tare. Deci este din ce în ce mai mișto la Untold. Fish and chips? Oare asta ori calamarii, dar unde-i coada mai mică? Bun și burgerii. Dar coada cea mai mare la fornete. Cea mai mare greșeală pe care poți să o faci, spun din propria experiență, este să mergi să mănânci în pauza dintre artiști. Toată lumea pleacă de la scene, vine să mănânce. Cel mai bine să mănânci când e un artist care nu-ți place neapărat. Adică cel mai bine să mănânci când nu ți-e foame, că fix da. Atunci nu e coada. Nu în pauza dintre artiștii mari, că atunci toată lumea vine să mănânce. Da. Și este haos. VIP. It's like in the heaven. E chestia în felul următor. Aici te simți ca la club. Aici nu simți atmosfera de festival, pentru că este aranjat fix ca un club în aer liber. Aici scena sau de muzică live, dar este fix ca la club. Nu simți festival. Dacă vrei să simți festivalul cu adevărat, vino un... sau poți să ții bilet la VIP, evident, dar să mergi în parte de festival. Aici nu se simte, aici e club. Fix club. O poți să faci ca mine. Vrei să iei un pic de bătaie, dar se întâmplă cu foarte puțină lume care chiar nu vor să fie filmați. Eu m-am băgat efectiv până în fața scenei, am trecut prin toată lumea, cred că 10.000 de oameni, ca să filmez. Da, sunt câțiva care nu vor să fie filmați, dar în mare parte oamenii iubesc camera.